Vedem că apărătorii sunt de o singură parte până acum. Deci Ionela la acest capitol are o familie întreagă ce îi ține apărarea. A și spus de altfel sora ei, Teodor, când te însori, nu cu doar cu Ionela, tu iei pe toate la pachet. Știe, doamna Mirela. Știu la ce. Totuși, Teodor, de partea ta cine este? Suntem toți. Dumnezeu și mama. Nu e adevărat. Noi suntem de partea ta. Eu îți mai repet. Până acolo eu mă refeream la familia. Teodor, vom vedea după publicitate care este poziția tatălui tău în această chestie. Abia aștept. Nu sunt. Direct. Sper să nu-l lasă să mă jignească sau să zică ceva. Nu, ce să... Nu să adresez de la adresa mea, deci cum... Păi nu, mama, ce vorba de mine, ce treabă ai tu? Poate să zică ceva, eu știu. Lasă că știu ce vorbesc. Pe această stradă locuiește tatăl lui Teodor. Ajunși în fața porții, am așteptat în zadar. Ușa nu s-a deschis. Are și o cursă nici prea mică, nici prea mare. Lumea asta da, vorbește de afară, că eu am venit aici pentru premiul cel mare, că de-aia zic mereu că vreau să stau aici și că am venit să mă milogesc să-mi dea haine. Mă bucur că arăta măcar atâta, bine că nu-mi cămălau, dacă să înțeleagă că eu n-am venit pentru așa ceva aici. Că pur și simplu îmi doresc și îmi place să fiu aici. Am înțeles că fosta soție a spus că femeia care sunt eu cu ea nu mă lasă pe mine să discut cu Teo și v-aș vrea să se înțeleagă clar că ea nu are nicio vină în treaba asta. Dar vă dați seama că sunt supărat pentru că nu trebuia să spun așa ceva. Adică, exact așa s-a exprimat. A spus că zice că muierea cealaltă nu mă lasă pe mine. Adică mă desconsideră sau nu știu ce să înțeleg prin asta, că chiar m-a deranjat chestia asta. Convolvirea sa telefonică, deci n-a însemnat nimic pentru normal. El. Normal. Auzi tu să plece de acasă. Îl sună, spune că... nu. Mi-a zis Teo că de azi înainte e un nou început pentru amândoi. Și pentru mine și pentru Da, mă, Ionela, dar tu îți dai seama că... Deci l-a sunat, i-a spus că vin de la, așa, a doua zi și vine la poartă și pleacă de acasă. Frumos din partea lui. Un gest urât. Și mai intri și în direct și spui numai aiurea. Sunt de acord cu relația lor, să meargă cât mai mult în competiție, cât mai departe, să ajungă în finală și să fie fericiți și să înțeleagă bine cu Ionela. Mi-a plăcut de când am văzut prima oară, m-am și bucurat că au fost primii care au făcut cuplu, deci îmi place de fată să lase și ea un pic de la ea, deci și să poate da unul după celălalt și să fie ok, eu așa consider. Am vrut frumos aici. La adresa ta, s-a urat bine, s-a dat bine cuvântarea. A, știa, mă, vreau să-l văd aici, aia ceva. Aia ceva, da. Sau măcar dacă n-a venit el, putea să vină cineva din partea familiei. Da. Băgați-mi de am o casă nici prea mică, nici prea mare. Măi, știi ce meciul de grea ca să văd și eu? E casă. Eu n-am văzut-o. Să stai în București, așa, e frumos. Eu n-am văzut-o, iubire, vorbesc ce la vrei, dacă tata n-a fost acasă, ce vrei să-i fac? Sau n-a vrut să fie acasă? Mie mi-a plăcut că m-a apreciat, crezi că-i place de mine. Păi nici nu s-a pus problema de fata aia. Cunatul meu îi zicea lui Oana și lui mami că... Tot timpul când mă vedea că plâng, știi, și plângea și mami și Oana. Să vă ziceți să o luați de acolo, să nu mai lăsați de acolo, că voi sferiți pe aici, sferă pe acolo și nu știu ce. De-aia mi-a transmis mami, știi, că dacă te mai văd plângând, nu ești eu de acolo. Ce știu să fii mai, să nu te mai gândesc să plângi? Da, bine, dar trebuie să fii și tu lângă mine, astfel să nu plâng. Și să înțelegi că poate uneori când sunt în anumite discuții, poate am nevoie ca tu să-mi iei apărarea. Bine, și lucrul ăsta trebuie să-l simți. Nu am vrut să mă bag, dar acum... Dacă vezi că trebuie să te bagi, te bagi. Păi și până acum ți s-a părut că trebuia și mă bag? Poate trebuia și nu te-ai băgat. Și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegi, că suntem amândoi, nu sunt singură. Știu și eu asta, dar ce-a... Poate uneori nu trebuie să spun eu să... mi-e apărarea sau nu știu ce, trebuie să fii tu. Știu lângă mine asta? Și ce dacă consider că trebuie să intervii, intervii. Da, mă.